Scutul patriei. Radio revistă pentru premilitari și toți apărătorii țării. Am onoarea să vă salut și nu vă cer nici să stați în poziția de drept și nici să vă aliniați, dacă sunteți mai mulți în casă sau în cazarme. Acest lucru îl fac militarii Armatei Naționale zi de zi. Astăzi însă este duminică și comanda pentru toți e pe loc repaus. Stați comod și ascultați-ne 45 de minute, timp în care vă propunem subiecte variate despre viața apărătorilor țării. Denis Rotaru, Domnița Jechiu, bună ziua! Ministrul Apărării Vitale Marinuț a primit în dimineața zilei de marți, 1 noiembrie curent, la sediul Ministerului Apărării, vizita de lucru a delegației militare române condusă de șeful statului major al forțelor terestre al Armatei Române, general de brigadă Areton Ioniță. Pe agenda de discuții s-au aflat subiecte privind cooperarea bilaterală, instruirea în comun a militarelor din cele două armate și reformele implementate în sectorul de apărare. Vitale Marinuț a opinat că în prezent există noi oportunități pentru amplificarea relațiilor bilaterale și promovarea raporturilor reciproc avantajoase dintre Armata Națională și Armata Română. De asemenea, Marinuț a evidențiat sprijinul Armatei Române privind instruirea efectivului Armatei Naționale în instituțiile de învățământ militar românesc de nivel liceal, universitar și postuniversitar. În cadrul vizitei în Republica Moldova, general de brigadă Areton Ioniță și membrii delegației române s-au întâlnit cu șeful interimar al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, general de brigadă Vitale Stoian, și comandantul Comandamentului Forțe Terestre, general de brigadă Igor Cutie. Colegul Pavel Maftei a fost și el în Ministerul Apărării, unde a avut posibilitatea să discute cu doi generali de brigadă. Unul al Armatei Române, este vorba de generalul Areton Ioniță, și al doilea din Armata Națională a Republicii Moldova, general de brigadă Igor Cutie. Este prima noastră vizită în Republica Moldova și doresc și pe această cale, prin intermediul dumneavoastră, să mulțumesc părții moldovene pentru primirea călduroasă pe care ne-au oferit-o și de asemenea pentru deschiderea pe timpul discuțiilor de a amplifica colaborarea și cooperarea viitoare. Scopul vizitei este de a identifica noi direcții și domenii în care putem să ne derulăm cooperarea viitoare pentru anul viitor, știu, și pentru anii următori. E o vizită, știu, de a găsi oportunități, de a ne sprijini reciproc și sunt convins că în activitățile viitoare vom avea foarte mult de învățat unii de la alții. Până acum au mai existat astfel de colaborări între aceste două instituții? Da, cooperarea noastră bilaterală s-a desfășurat în baza acordului de colaborare dintre cele două ministere, acord implementat în ianuarie 2001 și știți bine că în anul 2010, în martie, a avut loc vizita în România a ministrului apărării, domnul Vitalie Marinuță, urmat apoi în luna septembrie de vizita delegației șefului statului major general din Armata Română. Zilele astea, șeful statului major Forțelor Terestre din România se află în vizită la dumneavoastră și este încă o dovadă că dorim să continuăm și să amplificăm colaborarea. Am avut colaborări importante în domeniul învățământului militar, în domeniul formării cadrelor militare din Armata Națională Moldoveană. De asemenea, dumneavoastră ați participat la exerciții de instruire și la, de asemenea, unele exerciții de certificare a unor structuri ce urmează a fi puse la dispoziția Alianței Nord-Atlantice în vederea abilitării ca evaluatori a ofițerilor dumneavoastră. Ați pregătit o serie de ofițeri în cadrul liceelor militare, în cadrul, știu eu, școlilor de aplicații din Forțele Terestre, Universitatea Națională de Apărare, de asemenea în cadrul Colegiului Național de Apărare și cred că, din acest punct de vedere, am putut oferi un sprijin important, spunem noi, pentru armata din Republica Moldova. Totodată, pentru anii viitori, în aceste zile, v-am spus, sunt convins că o să găsim noi modalități și căi de colaborare pe diferite domenii, instruire în comun, învățământ militar, formare maestri militari și suboficeri, știu o consultanță pe linia adaptării unor regulamente militare, în special în ce privește instruirea trupelor și așa mai departe. Cu ce a participat armata noastră? Deci este un acord care se desfășoară pe un termen de mai mulți ani, da? Ce a făcut Armata Națională până acum a Republicii Moldova? Da, domnul general a specificat deja că Armata Națională cu Armata Română are o colaborare foarte strânsă, parcursul mai mulți ani. Prima țară cu care Republica Moldova a inițiat colaborare în timpul formării ca stat independent a fost vecinii noștri din România și această colaborare a fost parcurs pe mai multe dimensiuni, atât la instruirea și învățământul militar, cât și la formarea cadrului de
ofițeri în Academie respective a Armatei României. Țin să menționez și să spun cuvinte foarte calde de mulțumire atât domnului general și a întregului popor român pentru acordarea posibilității ofițerilor din cadrul Armatei Naționale și militarilor din cadrul Armatei Naționale de a fi instruiți în instituțiile respective în România pentru a atinge acel nivel de performanță care au colegii noștri din România. Asta este benefic și noi beneficiem din orice oportunitate care ne acordă nouă statul român. Recent, tabăra militară 142 din Chișinău a fost gazda unei ceremonii de trecere în rezerva celor mai buni militari care au îndeplinit serviciul în Armata Națională. Peste 80 de soldați au fost trecuți în rezervă. În cadrul evenimentului la care au asistat familiile și rudele ostașilor trecuți în rezervă, 30 de tineri au primit diplome de onoare, 26 scrisori de mulțumire, iar alți 12 ostași au primit ceasuri de mână pentru serviciul exemplar. Viceministrul Apărării, Igor Panfile, a felicitat ostașii pentru faptul că au purtat cu cinste uniforma Armatei Naționale și au onorat-o prin fapte ostășiești exemplare și conduită demnă în toate împrejurările. Acesta nu a fost ușor, a fost greu, dar cu certitudine pot să vă spun că el a fost în folos pentru viitorul dumneavoastră personal. Sunt absolut convins că acest an de serviciu militar va rămâne în memoria dumneavoastră pentru toată viața și o să vă dai posibilitatea de a dezvolta și mai departe, de a îndeplini toate visurile care ați avut în această perioadă și care o să aveți și în viitor. Eu vă mulțumesc pentru acest serviciu militar, vă doresc multă sănătate, bucurie, îndeplinirea tuturor visurilor care aveți și să știți că conducerea Armatei Naționale, conducerea Ministerului Apărării și în viitor o să facă tot ce posibil că serviciul militar să fie în permanență în topul specialităților în Republica Moldova. Aveți o perioadă foarte frumoasă. Această vârstă pune acum temelie pentru toată viața dumneavoastră. Sper că o să ajungeți la cele mai înalte niveluri, atât în viața civilă, cât și în conducerea întreprinderilor, în conducerea ministerilor, în conducerea statului Republica Moldova. Ce fel de petrecere la vatră fără părinți, a căror așteptări au fost mari, de la urmașilor care se întorc acasă, oameni care au primit certificatul de maturitate? Sunt Mihaluță Lilia, mama soldatului Mihaluță Valentin din batalionul de gardă, care astăzi, cu mare bucurie în suflet, trece în rezerva forțelor armate, fiindcă a îndeplinit cu cinste datoria față de patrie și popor. Timp de un an de zile, feciorul meu, într-adevăr, a devenit deja un adevărat bărbat, fiind dezvoltat fizic, moral și intelectual. Eu personal m-am convins, încă o dată, că serviciul militar este și va rămâne pe viitor o școală a bărbăției care învață și educă în spirit patriotic adevărat și bravi apărători a țării noastre, Republica Moldova. Stimați părinți, în clipele acestea, eu, împreună cu dumneavoastră, simțim o mare bucurie în suflet față de feciorii noștri, fiindcă anume ei au demonstrat armatei întregi că sunt gata de a-și îndeplini cu cinste datoria constituțională de apărători ai patriei. Suntem ferm convinsă că feciorii noștri, timp de un an de zile, au fost instruiți, educați la cel mai înalt nivel de către comandanții lor. Și să fiți încrezuți că conducerea de vârf al țării și al Ministerului Apărării face tot posibilul ca serviciul militar să fie o adevărată școală militară a bărbaților adevărați, fiindcă numai aici acești bravi ostași își perfecționează toate calitățile fizice și psihice care vor fi de ajutor și în viața civilă de mai departe. Domnule viceministru apărării, domnilor ofițeri, stimați oaspeți, din partea tuturor părinților aduc sincere mulțumiri și urări de bine întregului corp de ofițeri și subofițeri care au depus toate eforturile ca feciorii noștri să fie bine instruiți și educați ca adevărați patrioți, apărători ai statului, fiind dreptul un scut al integrității,
independenței și suveranității țării noastre, Republica Moldova. Soldații sunt educați într-un duh de eroism. Este nevoie nu doar de o educație morală, ci și de educație spirituală. În Biblie găsim tot felul de relatări despre războaie care au avut loc de-a lungul istoriei, în care biruințele nu au venit de la armatele numeroase, dar de la armatele care l-au avut ca ajutor pe Dumnezeu. Această părere este preotul militar al batalionului de gardă, Dorin Rusu. Acum pentru voi, cei care treceți în rezervă, s-a terminat o etapă în viața voastră de formație militară și spirituală, de formație a unui bărbat adevărat și să țineți cu sfințenie acea învățătură care ați luat-o aici, în tabăra militară și să propagați acele valori ale bărbăției, litejiei, mai departe și a celor care s-au la îndoială să meargă sau nu de a îndeplini serviciu militar. Și dacă pentru voi acum s-a terminat examen al bărbăției, atunci pentru corpul de ofițeri acest examen abia începe. Pentru că acum se va developa faptul cât de departe ați fost voi în a le învăța cererea vitejiei și cât de înțelegători și cât de expliciți au fost ofițerii care v-au ghidat pe voi pe această cale. Și fie ca să nu pățească rușine corpul de ofițeri că voi ați încălcat vreuna din legile morale care vi s-au propovăduit aici și unele legi naturale și firești ale unui bărbat adevărat. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare pe această cale a vieții și să țineți minte de valorile care le-ați acumulat aici. Doamne ajută! Serviciul militar este benefic pentru fiecare tânăr înrolat în Armata Națională, deoarece aici m-am dezvoltat nu numai fizic, dar și psihologic. Astfel am devenit mai disciplinat, mai responsabil, mai încrezut în sine. Sunt frânturi din mesajul unui militar în termen rostit la tribună. Eu, soldat Scoricile, am deprimit cu mândrie datoria constituțională în compania cerșetare a brigăzii Ștefan cel Mare. Parcă mai ieri am îmbrăcat uniforma militară și m-am încadrat în activitatea cotidiană a brigăzii 2 infanterie motorizată. Vreau să menționez că împreună cu camarazii mei de arme ne-am acomodat ușor la codițele de cazarmă, deoarece anume aceste posibilități ne permit să îndeplinim în tocmai și la timp toate sarcinile și misiunile primite de la eșalonul superior. Suntem cazați în cazarme calde, luminoase și încăpătoare, echipați complet în uniforma militară, luăm masa într-o cantină modernă cu meniu variat. Și toate aceste condiții sunt rezultatul realizărilor de către conducerea unității armate naționale și, nu în ultimul rând, a conducerii supreme a forțelor armate. Zilnic simțim grijă din partea comandamentului unității și a Ministerului Apărării. Serviciul militar este benefic pentru fiecare tânăr înrolat în Armata Națională, deoarece aici m-am dezvoltat nu doar fizic, dar și psihologic. Astfel am devenit mai disciplinat, mai responsabil și mai încrezut în sine. În final, permiteți-mi să mă adresez la schimbul nostru de mâine, tinerilor soldați pe care e în drum să îndeplinească în tocmai datoria constituțională cu cinste față de serviciul militar cât mai exemplar și cu înaltă responsabilitate. Să păstreze disciplina militară pe cadă, stima față de camarazii săi, comandații și superiori. Și numai astfel veți obține rezultate deosebite. Iar noi, chiar după trecerea în rezervă, vom promova imaginea armatei naționale în rândurile tinerilor care stau și se gândesc să vină sau nu la armată. De menționat că trecerea în rezerva militarilor se desfășoară în paralel cu încorporarea tinerilor în forțele armate. În perioada octombrie 2011-ianuarie 2012, în Armata Națională vor fi încorporați în serviciul militar în termen 1300 de recruți, iar în trupele de carabinieri 730 de recruți. Totodată, în serviciul militar cu termen redus în Armata Națională vor fi încorporați circa 10 recruți. Numele nostru nu e scris în carte, nu-i pronunțat cu salve de salut, dar cercetarea de frumoase roade, securitatea e al nostru scut. Nu e nimic mai sfânt și demn pe lume decât credința și al nostru legământ. Nu e nimic mai sfânt, nu e nimic mai sfânt decât credința și al nostru legământ. Credință patriei și steagului credință, credință legii și dreptății oricând, credință jurământului credință, credință dragostei și păcii pe pământ, credință plaiului și neamului credință, credință doinelor și casei părintești, credință graiului credință, credință omului pe care îl iubești. Încredere, lumină și speranță, dăm prin credința noastră ca de fier,
drapelul patria îl înalțăm, dar când plecăm nemuritori la cer. Nu e nimic mai sfânt și demn pe lume decât credința și al nostru legământ. Nu e nimic mai sfânt, nu e nimic mai sfânt decât credința și al nostru legământ.